De-a lungul timpului, oamenii au folosit animalele în scopuri militare. Poate că cel mai mare de succes a fost obținut de militari prin utilizarea porumbeilor, care au acționat ca spioni și postași, ajutând astfel la obținerea de informații valoroase despre inamici. Porumbelul voiajor, care transmitea informații prețioase, a decis soartea unor bătălii și poate chiar a unor războaie. În 1907, germanul Julius Neubrunner a propus folosirea porumbeilor de corespondență ca spioni. Un aparat fotominiaturial era așezat pe pasăre, acesta făcând fotografie automat. Astfel, pasărea zbura pe teritoriul inamicului și fotografia câmpul de luptă. Porumbeii spioni au fost folosiți foarte mult de armata germană în timpul Primului Război Mondial. În epoca dinainte GPS-ului, salvarea echipajelor rătăcite era mult mai puțin probabilă, astfel că porumbeii călători erau practic ultima speranță în cazul unui accident. În secolul al XIX-lea, chiar și în Franța, a existat serviciul poștal numit Poșta cu Porumbei. Și olandezii și britanicii au folosit cu succes porumbeii curieri, când aveau nevoie să transfere rapid informații importante pe distanțe lungi. Zborul porumbelului este cu adevărat lent. Iată ce spun specialiștii. Porumbeii sunt folosiți în misiunile de salvare de pe ocean. Pot zbura cu până la 70 km la oră și parcurg într-o zi 800-900 de km. Porumbelul voiajor are un foarte bun simț al orientării. El se poate întoarce de unde a plecat, chiar și de la 2000 de km distanță, vă închipuiți? Și pentru arca lui Noe, porumbelul la fel a adus vești bune, că s-a arătat uscatul, aducând crenguța de măslin. De aceea, porumbelul rămâne să simbolizeze pacea și binevoința. A
Așa spune Biblia în versetul din Matei 10:16. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți tare înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Versetul ne redă clar că trebuie să fim înțelepți ca șerpii și fără răutate și blânzi ca porumbei. Dacă v-a plăcut acest videoclip și doriți să revizionați și pe celelalte, puteți să vă abonați la canal. Pe acest canal sunt și videoclipuri pentru maturi. Recomand părinților să revizioneze. Aceste videoclipuri le face tatăl meu, Buzile Alexandru. Data viitoare o să vorbim despre cirești. Vom avea o emisiune foarte gustoasă, exact ca pentru copii. Știu că copiilor le plac foarte mult cireșe. La revedere! Ne întâlnim data viitoare!